Se poate spune despre Vasile Cristoi că este fără îndoială unul dintre cei mai cunoscuți marinari de pe Dunăre, un comandant de navă pe care destinul l-a ales pentru această meserie. După o viață petrecută pe vapoare, Neaghiuri s-a retras la pensie cu nostalgia Dunării și a marinarilor de altă dată. Mulți ani la rând de ziua marinei, Neaghiuri putea fi văzut în port, îmbrăcat în costumul său de capitan, pentru a fi mai aproape de Dunără și de sărbătoarea marinarilor. Anul acesta nu l-am zărit pe Vasile Cristoi pe cheiul Dunării, dar i-am făcut o surpriză mergând la domnia sa acasă, pentru a vorbi despre marinăria de acum și mai ales despre marinăria de altă dată. Ne aflăm în Bălănoaia, acasă la domnul Vasile Cristoi, pe care toți prietenii îl cunosc și îi spun Ghiuri. Este 15 august, ziua de Sfânta Maria, ziua Marinei Române. Despre ce am putea să discutăm cu domnul Vasile Cristoi cu Ghiuri decât despre marinărie. Interviul cu fostul comandant de nave Vasile Cristoi poate fi urmărit imediat după știri în ediție specială.